Salut și pare tare bine să vă revăd sau să regăsesc comentariile voastre pe acest canal de beauty. Astăzi, după cum probabil vedeți în titlu sau nu vedeți că încă nu m-am decis care să fie titlul, vreau să facem un video super minimalist, să spunem așa, în contrast cu Black Friday-ul care tocmai ce a trecut. Nu aveam un plan să fac acest video, dar cred că m-am gândit la el cumva pentru că am plasat foarte multe comenzi de chestii în acest weekend și m-am gândit eu așa, pe lângă faptul că sunt zgârcită, că poate uneori n-ai nevoie de atâtea chestii și că te poți descurca cu un kit de supraviețuire așa în viață în general, mult mai micuț. Așa că am pus la cale un video cu, cred că 5 sau 6 produse de machiaj. Să facem un tutorial împreună ca să vedem exact cum putem folosi unele produse multifuncțional. Nu spun asta pentru că voi nu știți să vă folosiți produsele într-o manieră multifuncțională, ci pentru că poate eu folosesc un produs într-un fel în care voi nu v-ați gândit sau poate din contră voi mă veți vedea folosind un produs și știți că mai are încă o întrebuințare și mi-o recomandați și mie în comentarii. Cred că trebuie să vă dau mai aproape, nu-i așa, ca să încep să facem acest machiaj sau e ok de acolo, de unde sunteți? Hai că am mai micșorat cadrul și cine ar fi spus o să par simpatică și de aici. Vom folosi un beauty blender. Am aici setul de pensule, însă am să vă prezint exact momentul în care vom folosi fiecare pensulă în parte. Și am aici 6 produse pentru un machiaj întreg. Presupunând că deja le-am aplicat cremă și alte chestiuni de genul acesta. Bine, le-am aplicat, dar zic presupunând, pentru că mă gândesc că s-ar putea ca cineva să vizualizeze acest video în timp ce se machiază dimineața. O să folosesc un fond de ten. Eu am aici Fit Me de la Maybelline New York Matte Plus Poreless în nuanța 105. Un fond de ten pentru ten normal cu tendințe de îngrășare. Am pun ceva produs aici pe spatele mâinii. Hai să nu-l împrăști pe tot patul. Îl iau pe Beauty Blender și încep să mi-l aplic. Îmi pare rău încă de pe acum, dacă o să vedeți schimbări ciudate de lumină. E destul de târziu și de asta cumva nu-mi place atât de mult iarna, e pe un punct de vedere, pentru că rămân fără lumină foarte devreme și trebuie să mă chinui să filmez la anumite ore, indiferent că eu mai am și altă treabă. În funcție de cremele voastre pentru hidratarea tenului, de crema de ochi, și dacă ați aplicat SPF, părerea mea este că tenul este deja pregătit pentru machiaj, nu mai aveți nevoie de alt primer, dar bineînțeles vorbim în cazul în care nu aveți alte probleme mai grave de ascuns sau nu aveți niște pori foarte, foarte dilatați și așa mai departe. În cazul în care să zicem că puteți să trăiți fără un primer de luminozitate, fără un primer pentru reducerea efectului vizibil al porilor, puteți să treceți la fond de ten. Adică puteți oricum, eu doar vă spun ce fac eu și care este motivația pentru fiecare pas. Părerea mea este că totul arată foarte ok, am să mai pun foarte puțin fond de ten pe zona cearcănelor pentru că nu o să folosesc un anti-cearcăn și nu folosesc încă un produs suplimentar pentru această zonă pentru că părerea mea este că nu am nevoie atât de tare, pot să trăiesc fără el. Bineînțeles că dacă voi aveți probleme cu cearcănele, vă invit să vă achiziționați un anticearcăn într-o nuanță somon, mai degrabă decât un anticearcăn cu grad mare de acoperire, pentru că cearcănele se acoperă întotdeauna cu corecție de culoare, nu cu acoperire și pur și simplu îl așezați pe zona respectivă, în cazul nostru, zona cearcănelor. Acum că arăt mult mai trezită, nu aplic nici pe vloape primer pentru că vedeți că un fond de ten cu care în primul rând neutralizez sau contrabalancez orice alte pete sau venișoare care se mai văd. Și o să vedeți că în momentul în care vom fixa produsul de pe zona ochilor, practic o să sigilăm ploapa, ceea ce o să țină loc de primer pentru ochi. Vreau să mai aplic un produs cremos și o să-l aplic acum, înainte să folosesc
o pudră. Voi folosi acest ruj de la L'Oréal Paris, care se numește, este din gama Goloriche, este din gama mată, de fapt, și se numește 640 Erotic. Dacă vă aduceți aminte, am să-l pun aici pe spatele mâinii, dacă vă aduceți aminte, este un ruj pe care l-am, cred că de când am participat prima dată la școala de beauty blogging by L'Oréal Paris, la momentul ăla era de beauty blogging. O să iau puțin produs de aici și o să-l folosim ca blush. Sunt convinsă că toate v-ați văzut bunica făcând acest pas, dacă nu chiar și mama. Eu zic că este un truc foarte fain și merită să fie cumva readus la viață. Până la urmă, toate blush-urile alea cremoase, eu nu pot să bag mâna în foc pentru ingredientele lor, pentru că nu am studiat niciodată acest aspect, însă tind să cred că au o formulă similară cu cea a rujurilor cremoase. Am să-l pun și deasupra sprâncenelor pentru că vreau să aduc un echilibru cromatic în tot machiajul meu și dacă tot sunt aici, de ce nu pot veni cu el și în zona aceasta a pliului. Arată foarte, foarte fresh. Acum vreau să fixez totul, iar pentru asta am să mă folosesc de pensula mea preferată pentru produsele pudră cu care mi machiez tenul. Este pensula aceasta de la Real Techniques, se numește Setting Brush, a fost la super reducere pe Makeup Shop și are un n-am prins-o. Și o să folosesc această paletă de 6 pudre de la MAC din gama Studio Fix. Ea se numește Studio Fix Sculpt and Shape Contour Palette. O folosim pe asta astăzi pentru că oricum aș vrea să o testez mai mult în perioada următoare. Ne verificăm de linii în care s-a strâns produsul, după care vom fixa tot produsul cremos pe ten cu această pudră deschisă la culoare. Așadar, ce am făcut aici? Am aplicat fond de ten și l-am fixat cu pudră. Asta se numește sigilarea ploapei și ține loc de primer. Sunt foarte mulți make-up artiști care atunci când machiază, de exemplu, la prezentări de modă, nu au timpul alocat pentru un make-up de 20 de minute, o chestie de genul ăsta, și bineînțeles că nu au timp să facă un machiaj complet și atunci în 20 de minute nu ai timp să faci mare brânză, deci trebuie să vii cu soluții care să funcționeze atunci. Și vedeți că mi-am aplicat produsul pe tot tenul. Ok. Și acum vom lua din nou aceste farduri și o să facem și un pic de contur. Nu uităm niciodată că produsul de contur pleacă din păr, așadar nu lăsăm o dungă de la păr, o dungă albă, pentru că o să se vadă că noi de fapt ne-am pus o culoare pe ten. Sigur că vă puneți o culoare pe ten sau că ne punem, dacă vreți să vorbim la plural. Ideea nu este să mințim că folosim produse pentru sculptare și iluminare pentru ca tenul nostru să arate mai subțire sau mai gras. Ideea este ca aceste produse să fie cât mai naturale, ca ele să mimeze practic niște trăsături mult, mult mai ascuțite, cel puțin în cazul fetelor care vor să obțină un asemenea look. Eu cum am fața pătrată, îmi doresc capul minții mei să fie ceva mai ascuțiți. Așadar, apropo de clipul cu glumița, important nu este să aveți aici o dungă maro, ci este important ca această dungă maro să fie foarte, foarte bine estompată, tocmai pentru că ea trebuie să se confunde cu o umbră naturală pe care fața voastră ar face-o, în cazul în care ea ar fi mult mai osoasă. Așadar, dacă știți, fetele alea care au pomeții foarte proeminenți și practic se văd practic oasele care sunt acoperite de piele și mușchi facial, bineînțeles. Fetele alea care au gol practic aici, ele în mod normal au aici o umbră care nouă ne lipsește și pe care încercăm să o refacem. Nu uitați să evitați să veniți în zona asta spre gură, noi vrem să venim până la finalul ochiului drept și de aici să încercăm să urcăm, tocmai pentru a da o expresie mult mai veselă feței. Am văzut că au fost două, trei domnișoare care s-au
simți cumva lezate de videoul acela glumiță. Videoul este un pamflet, scrie în descriere, am spus și în cadrul videoului că este un pamflet. Dar totuși, una peste alta, îmi pare bine că am reușit să vă anim și să vă fac să vă gândiți încă o dată la culorile și formatul în care vă puneți aceste culori pe ten. Nu de alta, dar e important să știți că nu caută nimeni să râdă de voi, mai ales cu asemenea materiale, ci să vă trezească la realitate, să nu vă faceți singure de râs, pentru că în momentul în care cineva râde de voi, problema nu mai este la acele persoane care râd de voi pentru că ați făcut o prostie sau că vă ironizează. Problema este din start că ați făcut acea prostie și că nu vreți mai ales să o reparați. Că practic din prostii se învață. Dar e important să și vrem să reparăm și să învățăm. Dacă vrem să facem doar prostii și să nu învățăm nimic, vedeți că eu folosesc acest fard cu care mi-am conturat tenul. Și în zona pliului folosesc aceeași pensulă, mă folosesc întotdeauna de formă și de perii pensulei. Vedeți că ea este cumva oarecum plată, să nu zicem chiar plată, dar aici în vârf are niște peri ceva mai ascuțiți decât în laterale și atunci am să iau puțin produs exact pe perii din vârf și am să bag acești peri din vârf în zona în care eu am pliul. Și cum vă descoperiți pliul, pur și simplu priviți înainte, într-o oglindă, băgați pensula cam pe unde vi se pare vouă că ochiul face o cută și începeți să apăsați. Și o să vedeți că pensula voastră scapă, să zic așa, într-un șanțuleț natural al ochiului, acela este pliul vostru. Și practic cu mișcări stânga-dreapta ținem pensula de la coadă, cu cât ții pensula mai de la coadă, cu atât ea face un blending natural. Fetele care au venit la automachiaj pot chiar să confirme diferența între a face un blending cu pensula ținută așa și a face un blending cu pensula ținută așa. Când ții pensula de aici, de lângă peri, este foarte, foarte precisă. Și atunci nu o să te ajute pentru blending, însă când vii de aici, ea practic face toată treaba singură. Bun, și acum mi-am pus un pic de umbră și pe ploape. Vreau să fac un pic din acest pas și pentru zona asta de jos. Mă folosesc din nou de vârful acestei pensule, de perii terminali. Și am din nou mișcări stânga-dreapta pentru a difuza foarte bine acest fard. Dacă nu vă descurcați cu o pensulă de dimensiune aceasta, puteți oricând să luați una, o idee mai micuță și de altfel vă sfătuiesc să luați una ceva mai mică dacă sunteți la început. Dacă aveți pensula asta, puteți să încercați să exersați întâi cu ea și să vedeți exact cam cum vă simțiți, dacă vă e comod sau dacă nu. Eu am dezvoltat un obicei din a face machiajul doar din vreo două, din pensula asta și un burețel. Și vedeți că deja mi-am aranjat altfel structurile feței. Adică le-am conturat și ele arată ceva mai subțiri. Iar acum am să mă întorc la această paletă și o să iau fardul ăsta de aici, care este albicios, foarte deschis la culoare, și îl aplic exact în zonele unde aș folosi un iluminator în mod obișnuit. Voiam să folosesc un alt produs pe post de iluminator aici, da, nu cred că mai am nevoie, paleta asta le face pe toate. Așa că, iată, am redus din nou numărul produselor folosite. Mai departe, o să trec la o mascara pentru sprâncene. Am aici Gimme Brow de la Benefit, de care știți că nu mă despart pe nicăieri. Am să folosesc întâi pentru a-mi steriliza sprâncenele cât de mult pot din mascara. Și apoi o să vedeți cum o să umplem golurile tot cu această mascara. Știu că acum sunt la modă sprâncenele astea, uite așa, super nepensate și ridicate, cam așa, însă mie mi se par un pic cam mult pentru machiajul de zi, mi se par niște sprâncene mult mai potrivite pentru niște poze, pentru un beauty shooting ceva. Pot să le trag și pe astea. Le trag pe astea din interior într-o direcție așa în sus. Îmi place să le văd mai drepte. Însă dacă sunt mult prea mari sau n-am ajuns la pensat încă, cum este și cazul meu, vreau să le trag un pic în direcția asta a sprâncenei. Și facem același lucru și aici.
Și după ce sunt complet mulțumită de cum arată, mi-am mai luat puțin produs pe această pensulă și cu o pensulă din asta de tuș, practic, am să iau niște produs de aici, pentru că vreau să mai desenez câteva fire pe aici, pe acolo. Și arată destul de plină acum, din punctul meu de vedere, o fac și pe cealaltă la fel. Partea bună la trucul ăsta, să zicem așa, este că mascara de sprâncene o să fie întotdeauna mult mai puțin pigmentată. Și atunci când vei încerca să-ți faci niște fire false de păr, vei vedea că oricât de mult vei greși, greșeala ta nu o să fie atât de vizibilă pe cât îți este ție de teamă. Și după ce am și sprâncenele făcute, putem să trecem la mascara. Dar să spunem că sunteți genul de persoane care își fac de obicei eyeliner și nu avem un eyeliner în momentul de față. O să vedeți că vom folosi tot o mascara. Iar pentru azi eu am Giordani Gold Iconic All-in-One și cred că este o mascara neagră. Nu știu dacă ei au și o variantă maro pentru această mascara. Știu că de obicei au și negru și maro. În tot cazul, același lucru facem. Luăm puțin negru de aici, pentru că slavă cerului avem. Aceeași pensulă pe care am folosit-o și la sprâncene și încercăm să trasăm un eyeliner. Mă uit drept înainte, văd care este linia ochiului meu, linia naturală a ploapei de jos și trasez o linie în direcția aia. Mi-am trasat direcția eyelinerului, după care vreau să unesc cu ploapa. E, voilà! Avem așadar un eyeliner făcut din mascara și vedeți că nu este deloc greu. Tot ce trebuie voi să știți este că dacă vă curge de obicei mascara sau eyelinerul, să apelați la o mascara rezistentă la apă. După care cu același produs cu care ne-am făcut eyelinerul, venim și vom îmbrăca și genele. Așadar am folosit două pensule astăzi, voiam să spun trei, dar a treia ustensilă este de fapt Beauty Blenderul. Am uitat complet de această mascara, am descoperit-o zilele trecute în sertar și mi se pare un produs super bun pentru alungire. Ah, ce drăguț arată totul! O să punem și rujul pe care l-am folosit pe post de blush, din nou L'Oreal Colorish Matte 640 Erotic. Să vedem ce putem să facem cu el. Este un ruj pe care îl folosesc doar pe mine, așa că îl aplic direct din tub. Așadar, iată un tutorial de machiaj sau să zic așa de fapt un clip cu tips and tricks cum să folosești produsele într-un stil multifuncțional, cred că ăsta o să fie și titlul, cu câteva produse. Și dacă vom recapitula, avem fondul de ten Fit Me de la Maybelline New York, apoi ce am folosit, rujul de la L'Oreal Paris, toate acestea aplicate cu un burețel de tip Beauty Blender, acesta este un burețel de aplicare a machiajului de la Real Techniques. După care am așezat toate produsele cremoase pe ten, ne-am fixat de fapt cu această paletă de la MAC, Studio Fix Sculpt and Shape Contour Palette și tot cu această paletă am făcut și conturul feței și machiajul foarte subtil al ochilor. După care am folosit Gimme Brow de la Benefit pentru sprâncene și pe post de mascara, dar și pe post de produs de umplere, adică cum ar veni un gel, dar unul foarte puțin pigmentat. Și apoi Giordani Gold de la Oriflame pe post de eyeliner și de mascara. Și să adăugăm la toate aceste produse încă două ustensile, și anume o pensulă tăiată în unghi pentru eyeliner pe care am cumpărat-o dintr-un magazin de chinezării, vă zic de acum, și setting brush de la Real Techniques. Așadar, vedeți că puteți să realizați un machiaj cu care să ieșiți din casă, cu care să mergeți la birou, cu care să mergeți la facultate, fără să aveți 100.000 de produse câte se prezintă de obicei într-un tutorial de machiaj. Mie mi se pare un machiaj super drăguț, super simplu, super simpatic, am chiar și o linie de tuș pe care eu de obicei nu o realizez pentru că mă simt bine și fără ea. Puteți oricând să renunțați la ruj, puteți oricând să renunțați la orice produs pe care eu l-am aplicat pe ten. De obicei eu renunț la conturul feței și mi-aplic un iluminator peste tot și bineînțeles și blush. Dar aici depinde de voi și de cum vă simțiți voi comode.
știu că produsele de sculpting sunt deseori folosite în machiajele noastre, fie ele de zi sau de seară, și asta îmi spun și clientele mele și fetele care vin la automachiaj. Așa că am zis să îl introduc și pe acesta aici. Sper că v-a fost de folos. Să vă spun drept, nu doar acest Black Friday a fost, să spun așa, inspirația mea pentru acest video, ci mai degrabă un mesaj al unei domnișoare, cred că din Iași, dacă nu mă înșel. Mi-a trimis odată un mesaj foarte, foarte inspirațional, așa, și care cumva m-a atins. Cred că în perioada în care abia postasem ceva despre cursurile de automachiaj și mi-a spus că ar vrea cu prima ocazie să încerce aceste self-makeup lessons. Tocmai pentru că suntem, dar nu mai știu să vă spun exact care a fost compunerea inițială și nu mai găsesc nici mesajul să vi-l citesc, însă a avut o chestie foarte ironică, amuzantă, nu știu, prin care mi-a explicat cum suntem în acest an în care tot machiajul nostru trebuie să fie intact și în momentul în care ieșim pe ușă dimineața după ce am avut doar 10 minute la dispoziție să ne machiem, trebuie să avem un tuș perfect realizat. În tot cazul, ea nu vorbea serios, la modul că este foarte mulțumită de faptul că eu vă inspir și vă îndrum într-o direcție din asta mult mai simplă cu look-ul vostru și bineînțeles și cu al meu, pentru că nu v-aș recomanda niciodată un produs sau un look pe care eu nu l-aș încerca. Da, mi-a plăcut foarte mult mesajul ei și m-a atins așa cumva, pentru că am simțit că, uite-mă, în toată marea asta de mult, pentru că asta este practic, mi se pare, în momentul de față, o mare de mult. Nu știu cât de corect gramatical este structura pe care tocmai am folosit-o, însă chiar cred că ne înnecăm așa într-o multitudine de chestii când tot ce ne trebuie sunt uneori 5-6 produse, 2 pensule și avem un look complet. Am terminat și cu filozofia asupra multitudinii de produse care ne asigură confortul vieții. Sper că v-a plăcut acest tutorial și dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi arătați că v-a plăcut printr-un thumbs up, pentru că mă ajută tare mult. Mulțumesc tare mult încă de pe acum și pentru comentariile voastre, am să le citesc și am să încerc să răspund tuturor. Să știți că vă citesc toate mesajele și publice și din privat și țin mereu cont de ele, iar dacă voi sunteți de mai mult timp abonate la această comunitate, deja știți acest lucru. Nu uitați că noi ne vedem pe Instagram, până una alta, v-am pupat! Pa, pa!